Legislativul pășcănean a dublat cuantumul burselor pentru elevi la propunerea consilierilor din opoziție. Astfel, bursele sociale vor crește de la 60 la 120 de lei și cele de merit de la 120 la 240 de lei. În momentul de față sunt 168 de elevi cu burse sociale și alți 187 cu burse de merit de la școlile din Pașcani. Plata urmează să se facă până la sfârșitul anului din bugetul local al municipiului pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie. Propunerea a fost făcută de consilierii din PSD. Fostul primar, Dumitru Pantazi, a arătat că sunt bani în buget pentru plata lor. Având în vedere că urmează contul de execuție bugetară și o să observați că am lăsat în bugetul Consiliului Local suficienți bani, propun Consiliului Local dublarea burselor pentru ele. Poziția de unde să fie luați banii, de la poziția 70-20, bunuri și servicii. De asemenea, fostul viceprimar Gabriela Nedelcu a spus că bursele trebuie majorate pe motiv că sunt mici, iar elevii au nevoie de ajutor, mai ales acum când școala este online. Eu consider că este absolut necesar să mărim bursele și în mod special bursele sociale, ținând cont că în acest context al pandemiei, copiii sunt nevoiți să stea acasă și suplimentar de aceasta apar costuri suplimentare, cum ar fi costurile legate de conexiunea la internet, de procurarea diverselor mijloace de comunicare online. Vă rog frumos să analizați acest aspect și să le dăm copiilor mai mulți bani pentru că chiar au nevoie. O propunere asemănătoare a fost făcută și de consilierul PMP Sorin Olariu, dar a renunțat la amendament și a votat majorarea propusă de consilierii PSD. Am rugămintea să supuneți la vot amendamentul domnului PSD. Eu am să renunț la meu pentru că oricum este mai, hai să zic așa, mărirea este mai mică și cum se știe, la orice hotărâre de Consiliu Local se pun face amendamente. Mi s-a părut că la începutul discuției pe proiectul ăsta ați lăsat să înțeleagă că trebuie să votăm așa proiectul și să facem alt proiect dacă e cazul. Nu. La orice proiect care este pe masa Consiliului Local se pot face amendamente. Așa că vă rugăm frumos să spuneți sau vot pe cel propus de grupul PSD și eu renunț la meu. Da? Proiectul a fost votat până la urmă de toți consilierii locali, în timp ce primarul Marius Pintilie s-a opus. El a solicitat inițiatorilor să vină cu un proiect de hotărâre anul viitor, odată cu dezbaterile pe buget. Deci, domnul Pantazi, dacă dumneavoastră doriți majorare de bursă socială sau de merit, ce doriți dumneavoastră, puteți să faceți un proiect, să veniți cu el în Consiliul Local pentru majorarea quantumului. Atunci va fi predictibilitate, știm exact ce bani, din ce buget, care este impactul și putem să discutăm pentru anii viitori, când vom acorda burse, la valoarea care propuneți dumneavoastră, dacă va avea și susținere în Consiliul Local. Deci nu ar fi o problemă din punctul ăsta de vedere. Acum v-am prezentat un proiect de hotărâre, dumneavoastră dacă sunteți de acord cu el sau nu sunteți de acord cu el, aveți dreptul să votați.